spuneți-mi, vă rog, care este situația programului Prima Casă în momentul de față? În momentul de față, majoritatea băncilor, chiar toate băncile, au anunțat epuizarea plafonului pe care l-au avut. Așadar, în momentul de față nu mai sunt fonduri, iar finanțarea prin Prima Casă, sperăm noi, pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, este oprită. Așadar, spuneți că s-au terminat fondurile? Da, cu majoritatea băncilor chiar am discutat zilele acestea cu reprezentanții pe care avem în toate băncile cu care lucrăm și mi-au spus că iau dosare, însă fondurile sunt terminate. Credeți că mai sunt unele bănci care mai au credite în euro pentru Prima Casă sau nu mai este cazul? Credite pentru fonduri pentru Prima Casă, vă spuneam că nu mai sunt, însă băncile au venit cu programe alternative. Încearcă să găsească variante alternative de credite similare ca și condiții cu Prima Casă. Ce știți despre programul Noua Casă? Programul Noua Casă a fost ca un vis frumos din punctul meu de vedere, mai degrabă, pentru că s-a discutat frenetic la începutul anului, s-au făcut fel de fel de calcule, au fost chemate agențiile băncilor la discuții, însă s-au oprit aici. Iar de câteva luni a rămas doar la nivel de toată lumea ne întreabă ce știm, dar de fapt nu se întâmplă nimic. Mai mult ne bazăm pe noi fonduri pentru Prima Casă decât pe o nouă casă. Am înțeles. Din păcate, asta o zic din păcate pentru noi, cei care vindem cu preponderență în ansamblu rezidențiale noi. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, câte locuințe s-au vândut în Cosmopolis pe anul 2013? De la începutul anului s-au vândut 103 apartamente și vile. Practic asta însemnând o medie de aproximativ 19 unități pe lună. Am înțeles. Au fost și apartamente cumpărate de către investitori și cam câte au fost? Numărul pe care vi l-am relatat mai devreme se referă doar la persoane end user, ca să le spun așa. Acestui număr de 103 despre care vă spuneam, acestui număr se mai adaugă și un bloc de 49 de apartamente care a fost vândut către investitor, acesta urmând să le închirieze. Așadar, dacă luăm în considerare și acest bloc pe care l-am vândut către un investitor, numărul vânzărilor până astăzi, de la începutul anului, se ridică la 152. Câte apartamente mai sunt disponibile acum? În momentul de față mai sunt disponibile aproximativ 75 de apartamente și vile în complex, însă datorită ritmului bun de vânzări pe care l-am înregistrat de la începutul anului, am decis să mai începem construcția la încă 70, un bloc care conține 70 de apartamente și încă o serie de 30 de vile, care cu siguranță se vor finaliza până la sfârșitul acestui an. Așadar, la sfârșitul, astăzi mai avem 70 ca stoc, dar la sfârșitul anului sau până la sfârșitul anului vom mai finaliza încă aproximativ 130 de unități. Care este prețul pe metru pătrat construit pentru o locuință la cheie în ansamblul Cosmopolis? Pentru apartamente, prețul pe metru pătrat este undeva la între 700 și 750 de euro, iar pentru vile undeva la 800-850 de euro pe metru pătrat construit. Care sunt avantajele ansamblului Cosmopolis din punctul de vedere al unui cumpărător? Avantajele sunt multiple și primul și cel mai important reprezintă faptul că există, acesta este un mic oraș, un oraș care dispune de multiple facilități și în care locuiesc deja peste 1800 de persoane. Când spun facilități, mă refer nu numai la cele trei piscine de exterior, una chiar aici o vedeți, cele trei piscine de exterior din complex, mă refer și la grădiniță, la supermarketul din complex, sală de fitness, coafor, farmacie, spălătorie auto, cam tot ce este nevoie pentru ca locatarii care stau aici în Cosmopolis, locatarilor să nu le lipsească nimic. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi!